cred că în acest moment, prin poziția noastră și prin greșelile altora, Pro-România este singurul partid social, liberal, european din România. Și cred că trebuie să luptăm împotriva unui pericol care a existat și există în Europa și a venit și în România. Xenofobia, populismul, acel discurs prin care tot ceea ce nu facem noi găsim un vinovat în altă parte. Cred că România este în Europa și nu întâmplător vreau să vedeți, suntem în continuare mândri că suntem români, dar în anul 2019 suntem mândri că suntem europeni și nimeni nu poate să ne întoarcă din acest drum. Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea De ale Buzoianului. Vorbim despre alegerile pentru Parlamentul European. Alături de mine în această seară este domnul Viorel Dobre, președinte al Pro-România Buzău. Bună seara, domnule Dobre. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Hristos a înviat și bună seara, buzoieni frumoși. Adevărat a înviat. Am văzut în deschiderea emisiunii, l-am văzut pe domnul Victor Ponta, președintele Pro-România la nivel național. Într-un mesaj pe care îl are pentru alegerile din 26 mai, dar domnul Ponta a fost și în Buzău zilele trecute. Sute de simpatizanți buzăieni l-au așteptat, nu a venit singur. Povestiți-ne puțin despre vizită. Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă 4 mai ora 15 la Sala Mare a Consiliului Județean Buzău. A fost un eveniment în care s-a văzut că implicarea organizației județene Buzău a Pro-România a fost una foarte bună. Prezența membrilor și activului de partid a fost pe măsură. A fost un eveniment cu domnul Victor Ponta, președintele partidului, cu domnul prim-ministru Mihai Tudose, cu doamna comisar european Corina Crețu și, nu în ultimul rând, domnul fost prim-ministru Iurie Leancă din partea Moldovei. Vedeți că noi continuăm, Partidul Pro-România continuă acest demers prin faptul că domnul Iurie Leancă a fost pus pe un loc eligibil, locul 4, care de fapt va deveni locul 3 prin faptul că domnul Victor Ponta nu va merge la Bruxelles, cum așa a anunțat. Domnia sa s-a pus în capul listei pentru a transfera notorietatea pe care o are Partidului Pro-România. Bun, în Buzău atunci spuneam că au fost și sute de simpatizanți. Ce au întrebat oamenii? Oamenii care au venit pur și simplu să-l vadă pe domnul Ponta și să vadă echipa cu care a venit în Buzău. Ce nelămuriri aveau sau care erau curiozitățile lor? Deci oamenii sunt foarte... Sunt foarte bine ancorați în ceea ce urmează să însemne aceste alegeri europarlamentare. Sunt siguri că Partidul Pro-România este partidul care este orientat 100% către rezolvarea problemelor esențiale. Oamenii spun în continuare că este foarte mare nevoie de autostrăzi, de spitale, de educație, de o administrație publică eficientă, de o agricultură performantă și toate aceste probleme noi credem că le putem rezolva în condițiile foarte bune, având această beneficiind până la urmă de această garnitură de prim rang pe care o avem în conducerea centrală. Și pornind cu domnul președinte Victor Ponta, cu domnul Mihai Tudose, cu domnul Daniel Constantin, cu doamna comisar Corina Crețu, de care am mai vorbit, toți aceștia reprezintă o garanție, a responsabilității și a competenței în administrarea treburilor statului. Fostul premier Victor Ponta a demonstrat
pe timpul mandatului său, că a fost totdeauna un factor de echilibru între toate categoriile sociale, între mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale, a dovedit tot timpul că poate concomitent să crească și să majoreze salarii, să crească nivelul de trai al semenilor noștri. Spuneți-mi, domnul Mihai Tudose este candidatul buzoienilor până la urmă, pentru că Pro-România Buzău înțeleg că și-a ales drept candidatură pentru Parlamentul European candidatura domnului Tudose pentru a fi promovată în primul rând. Domnul Tudose va mai veni în Buzău în curând, nu? Domnul Tudose va veni chiar astăzi, am primit informația, este una recentă. La sfârșitul săptămânii avem o acțiune tipică de campanie. O să mergem cu domnia sa în orașul Buzău. Avem mai multe puncte, după care o să avem o acțiune și o întâlnire cu membrii simpatizanții din Berca, după care o să continuăm până la Nehoiu, unde se sărbătorește evenimentul local al orașului, Zilele Nehoiului. Iar în municipiu veți merge unde? În municipiu o să mergem, fiind duminică, o să mergem la Talcioc, o să mergem în Piața Centrală și în actualul bazar, să spunem acum, care s-a mutat din vechiul Gorbaciov. Pentru că vorbim despre vizita domnului Ponta împreună cu echipa cu care a sosit la Buzău, aș vrea să și urmărim imagini și câteva mesaje și apoi în a doua parte mai vorbim și despre organizația buzoiană. Domnule președinte Victor Ponta, sau un aplauz în dumneavoastră, invit pe domnul președinte. Ponta a intrat pe o melodie celebră, Gladiatorul este o melodie occidentală. Felix era așa de emoționat încât aproape să nu-l recunosc. Cred că era emoționat când ajunge Mihai. Vreau să vă salut pe toți în această zi de sâmbătă în care vreau totuși să vorbim despre ce va fi pe 26 mai și ce se întâmplă cu România după 26 mai. Am fost de foarte multe ori în Buzău, am făcut campanie electorale, am fost în comune, am câștigat alegeri, am aici pierdut. Majoritatea oamenilor însă au fost alături de mine, chiar atât timp cât am fost prim-ministru, ca să reușim ceea ce oamenii așteptau. Partea cu salariile, cu pensiile, dar și partea de sprijin a întreprinzătorilor români. Atunci am redus TVA-ul, atunci am adoptat codul fiscal. Știu că am fost odată aici la deschiderea unei investiții, o fabrică care m-am întâlnit recent cu cei din conducere și mi-au zis că au mărit numărul de angajați, că plătesc salarii mai bune. Am avut ocazia să vin cu primarul, cu președintele Consiliului Județean, cu ceilalți, pentru... Mi-e place muzica asta. E mai bună decât cealaltă. Pentru proiecte concrete și lucrurile, eu cred, cam toată lumea. Și cei care m-au votat, și cei care nu m-au votat, sau care nu erau cu PSD, au spus că lucrurile mergeau în direcția bună în 2015. S-a întâmplat atunci ceva destul de rău. Pe de o parte, așa cum a spus și Felix, eu cred că noi toți suntem egali în fața legii. Nu contează că ești prim-ministru, că ești președinte de parlament sau ești un om obișnuit. Când ești acuzat de ceva, pe drept sau pe nedrept, te supui legii. În 2015 am fost acuzat, după cum știți, și am zis, bun, mă duc, eu nu vreau să schimb nicio lege pentru mine, nu vreau să fug, să cer să se rejudece, nu vreau să scap eu cumva să treacă timpul, vreau să mă duc să spun judecătorilor ce cred eu și care e adevărul. Și dacă ei decid că sunt vinovat, asta e, mă duc în închisoare, nu plec nici în Madagascar, nici în altă parte. Dacă sunt nevinovat, spun judecătorii, atunci pot să fac politică. Și am demisionat din funcția de președinte al PSD, spunând un lucru pe care îl spun și azi la Pro-România. Rolul unui lider este să-și ajute partidul, nu să-și-l tragă după el în groapă. Rolul lui lider este să-și apere colegii, nu să-i pună pe colegii lui să-l apere. După care am avut o discuție atunci cu cel pe care îl credeam eu, coleg, prieten, și am zis, uite, avem amândoi, suntem acuzați de ceva.
Important este că am zis, haideți să mergem mai departe, haideți să facem proiectele bune, haideți să facem lucrurile pe care oamenii le așteaptă de la noi. Salarii, pensii, șosele, spitale, școli. În 2015, cu doamna comisar Corina Crețu, am semnat la București nou acord prin care primeam bani de la Uniunea Europeană pentru partea de șosele autostrăzi, pentru spitalele regionale, pentru lucrările importante, pentru programul operațional regional, apropo, la Buzău e un caz fericit că s-au luat o parte din acei bani. În alte părți nu s-au luat. Și probabil că nici nu se vor lua în viitor. Și în 2016, chiar dacă nu mai eram prim-ministru, mi-aduc aminte, am fost sunat de cei de aici și mi s-a spus, vino alături de noi în campanie să-l sprijin pe candidatul nostru la primărie, pe domnul Toma, pe candidatul nostru la președinte de Consiliul Județean, ca să continuăm proiecte. Am fost în 2016 și am fost și în toamnă. Și le-am promis oamenilor, uite, dacă venim la guvernare, ne apucăm din nou de economie, de salarii, de infrastructură, de școli, de spitale. Și a venit anul 2017. Și am văzut că primul lucru a apărut ordonanța aia, cum să scape unii de închisoare, să văd, dom'le, dar n-am zis că așa facem. Le-am zis oamenilor că facem altceva, că ne ocupăm de treabă. După care a fost dat afară Grindeanu, că n-a vrut să dea ordonanță și să asculte. A venit Tudose. Ok, hai, ne apucăm de treabă. L-am văzut pe Mihai și m-am bucurat că s-a dus în Valea Jiului, s-a dus în zona mea la Gorj și a încercat să repornească niște lucruri. Dar n-a vrut să facă tot ce îi spunea cineva de la partid și atunci l-au dat și pe el afară. Au pus-o pe doamna Dăncilă, care a făcut și ea tot ce i s-a zis de la partid până la un punct. Zilele astea am văzut că n-a mai vrut. Deci înseamnă că urmează și Dăncilă să fie dat afară, ca să stați liniștiți, nu o luăm la Pro-România, nu, nu despre asta, nu asta vreau să zic. Vreau să zic altceva, că de 2 ani și jumătate, toată ziua și toată noaptea, cine mai are răbdare și timp se mai uită pe la televizor, totul e cu ceartă, cu scandal și cu dosare. Și întrebarea mea și a noastră este, dom'le, dar treabă pentru oamenii ăstea, când mai facem? Păi când s-au terminat cu dosarele? Păi nu se mai termină niciodată. Între timp știți ce s-a întâmplat? Între timp, în acești 2 ani și jumătate, ne-au mai plecat câteva sute de mii de oameni tineri. Și dacă o ținem așa, o să rămână în România, și în Moldova, apropo, că o să vorbească Iurie de chestia asta, o să rămână doar oamenii mai în vârstă, care nu mai au cum și când să plece, și cei care se duc să se angajeze undeva, cunosc pe cineva la stat. Nu se poate așa ceva. Trebuie să avem grijă de țara noastră și de ceea ce se va întâmpla în viitor. În fiecare zi auzim cum guvernul se împrumută de bani. Poate nu-i rău să te împrumuți de bani. Dacă te împrumuți, au luat într-o zi 3 miliarde de euro împrumut. Și am vrut să văd ce au făcut cu cei 3 miliarde. Că dacă îi pun într-un cont și fac autostradă, de la București la Iași sau de la Iași la Târgu Mureș, sau poate fac 8 spitale, cum au zis că le fac. Nimic. Totul pentru cheltuieli. Dăm astăzi bani și vedem ce va fi mâine. Cine o să dea banii aia împrumut? O să ziceți copiii noștri. Nu o să-i dea. Copiii noștri o să fie în alte țări. Acest lucru și aceste lucruri pentru care m-am luptat și pe care le-am promis în 2016, neputând să le fac alături de niște oameni care au altă gândire și alte obiective și alte scopuri în viață, să scapă de închisoare și să fie bogați. Din acest punct de vedere, am considerat că este de datoria mea ca oamenii care au convingeri social-democrate, oamenii care au fost mulțumiți de guvernarea din 2012-2015, oamenii care se gândesc la viitor, să aibă o alternativă. Pentru că foarte mulți spun, dom'le, nu mai vreau să votez cu PSD, că e Dragnea acolo. Dar nu vreau nici și nici nu cred că PNL și USR sunt la oameni mai buni. PNL și USR toată ziua strigă cu penalii, cu închisoarea. Întrebarea mea este, bun, și dacă veniți la guvernare, voi ce faceți? Cum ieșiți din necazul ăsta? Eu în 2012 am preluat o situație dificilă de la guvernul PDL. Dar un an și jumătate înainte mă pregătisem cu echipă, cu miniștri, cu programe, cu proiecte și tot mi-a fost foarte greu. Cei care zic acum și doar critică, au dreptate. Merge prost guvernarea. Dar nu spun ce-ar face ei mai bine. Și atunci am încercat la Pro-România și încet, încet, câte un om, câte un om
și mulțumesc lui Felix că a fost de la început alături de noi. Dar a venit în acest proiect și încet, încet s-au alăturat alți oameni, oameni de calitate, care trebuie să aibă, să îndeplinească câteva criterii. În primul rând vreau să fiu oameni profesioniști. Spunea Felix, normal, cum spunem toți, domnule, avem lista cea mai bună, știți cum fiecare îi laudă pe ai lui, că au lista cea mai bună. Dar eu chiar pot să spun că e foarte greu să ai niște candidați pentru Parlamentul European care să știe ce se întâmplă în Parlamentul European, care să fie cunoscuți mai mult decât Corina Crețu, comisar european, 8 ani europarlamentar, Mihai Tudose, care dincolo de prim-ministru și ministru a fost 20 de ani reprezentantul nostru la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Iurie Leancă, prim-ministru, ministru de externe, acum este vicepremier pentru integrare europeană. Deci oameni care într-adevăr știu despre ce este vorba, se duc acolo nu doar pentru un salariu sau ca să zboare cu avionul, ci ca să poată să aducă beneficii. Dincolo însă de acești candidați, încet, încet se strânge o echipă de oameni profesioniști. Și vă spun de pe acum, suntem într-un necaz atât de mare, încât atunci când se va schimba acest guvern, fără oameni foarte profesioniști, nu o să reușim să ieșim din groapa în care am ajuns. Al doilea lucru, la fel de important, și cu asta închei, las pe colegii mei. Am mers de multe ori la Chișinău, am lucrat cu Iurie, pentru că eu cred că România și Moldova e întreagă întotdeauna. Și că românii de pe ambele maluri ale Prutului sunt la fel de români și trebuie la fel sprijiniți. Și am mers de multe ori, am făcut proiecte, am făcut maternități în România, am făcut și în Republica Moldova, grădinițe, școli. Dar ce am văzut acolo? Am văzut că acolo lumea era așa împărțită și e și acum. Unii care vor să meargă spre România, spre Europa, spre dezvoltare, spre lucruri bune, și alții care cumva sunt duși cu forța înapoi spre Rusia, spre... N-am crezut că în România o să trăiesc același lucru, dar azi când vorbim, uite că s-a nimerit și uite că s-a întâmplat și e foarte rău, ca oameni care ar trebui să ne țină cât mai aproape de Europa, să aducă bani din Europa, să ajute studenții să meargă acolo, să... Toată ziua dau vina pe Europa. Și m-am întrebat și eu, domnule, de când au devenit foștii mei colegi, domnul Dragnea, domnul Vâlcov, toți ceilalți așa anti-europeni? Că dacă îi întreb pe unde sunt, ei sunt în vacanță în Europa. Dacă îi întreb unde își duc copiii la școală, în Europa. Dacă îi întreb unde se duc la spital, în Europa. Unde își țin banii, prin Europa. Domnule, dar de ce să ăștia anti-europeni deodată? Păi vă spun eu de ce. Că Europa nu-i lasă să fure. Nu există altă explicație. Că n-au... Ca și cu banii europeni. Toată lumea întreabă. Corina Crețu se roagă de ei, plânge. Luați bani europeni și nu vor. De ce nu vor bani europeni? Pentru că nu poți să-i fure. Pentru că banii europeni nu poți să-i dai la firma la care vrei tu. Nu poți să faci kilometru de 800 de metri ca în Tellerman. Nu poți să zici treaba mea cum îi cheltui. Și atunci rugămintea mea și mesajul meu este următorul. Eu cred că pentru România apartenența noastră și faptul că suntem în Europa este un avantaj extraordinar. Gândiți-vă pentru agricultori ce înseamnă să nu mai primească subvențiile europene. Gândiți-vă pentru cei 4 milioane de români care lucrează în Europa să le spui că nu mai sunt cetățeni europeni. Gândiți-vă la cei tineri. Dacă nu le creăm condiții aici, o să plece toți. Indiferent că le zicem noi că Europa bună sau rea, pentru tineri Europa e ceva normal. Din acest punct de vedere, vreau ca toți cei care, ca și mine, ca și cei de aici de pe scenă, care spunem că nu putem nici să închidem ochii și să fim complici cu Dragnea, dar nici nu putem să fim atât de orbi să nu vedem că PNL-ul și USR-ul nu știu nimic mai mult decât penal și închisoare. Am construit Pro-România, vin din ce în ce mai mulți oameni alături de noi. Vreau ca să prindă încredere după 26 mai că suntem un proiect serios. Din acest punct de vedere, vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Spunea Felix că nu se dă nimic, mai eu vreau să vă dau în primul rând încredere. Vreau să vă dau un proiect pe care să-l construim împreună și în care să credem. Și vreau împreună noi cei de aici să dăm speranță celorlalți că nu
trebuie să nu mai au nicio șansă și că asta e. De fapt, asta cred că așteaptă oamenii de la noi. Să vadă că am învățat din greșeli, să vadă că lucrurile bune putem să le continuăm, lucrurile rele le îndreptăm și cred că cu acești oameni pe care îi susțin din toată inima, o să putem să reușim acest lucru. Eu nu o să merg la Bruxelles, nu că nu-i frumos, e bine la Bruxelles, dar cred că e mai mare nevoie de mine aici, în Parlamentul de la București, să vin de fiecare dată, să merg în țară. Însă am încredere totală că frunte cu Corina, cei care merg acolo nu vă vor face de râs. Nu o să-i auziți că vorbesc cu greșeli. Nu o să-i auziți că strigă pe acolo cine știe ce și după aia nu mi-aude nimeni de ei. Vreau să vă rog să ne sprijiniți pentru că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră până pe 26 mai să le spuneți oamenilor că noi suntem la Pro-România. Mă întreabă multă lume ce scor vreau să luăm și ieri am primit explicația cea mai bună. Mi s-a spus așa, la un examen poți să treci și cu nota 5, dar cel mai bine e să-l iei cu 10. Așa încât am încredere că putem să obținem suficient de multe voturi, să avem europarlamentari, dar mai ales să construim după 26 mai mai departe și să reușim împreună cu dumneavoastră să readucem România pe drumul cel bun. Mulțumesc mult și mult succes! Suntem deja singura forță social-democrată, fiindcă ceea ce mai e pe stânga nu mai e partid. Și atunci avem o oportunitate, dar și o responsabilitate imensă, ca noi, dumneavoastră, noi, toți românii de bună credință care au votat până acum de stânga, să facă de așa natură ca începând cu alegerile de pe 26 mai, să fim adevărata forță politică de pe stânga eșichierului din România. De noi depinde. Noi trebuie să fim adevărații reprezentanți ai României, adevărații reprezentanți ai social-democrației din România.